Terenul de tenis a fost inaugurat în urmă cu mai bine de 5 ani de fostul director al Direcției Județene de Sport și Tinere Dâmbovița, Pompiliu Nedelcu. De-a lungul anilor, e adevărat că activitatea nu a fost una intensă pe această suprafață. Noua conducere a forului dâmbovițan instalat în 2013 a ignorat cu desăvârșire această suprafață. Gazonul artificial de pe terenul de fotbal a fost însă schimbat, chit că nu s-ar fi impus acest lucru. Nu mai este problema mea, atâta timp cât au venit ploile și pătrunde pe sub suprafață, trebuie neapărat luat intervenții pentru reparat. Probabil că nemai având activitate, sau știu eu, nu s-a luat măsurile necesare, cu toate că există suprafața, vopseaua necesară era, sau există, nu mai știu, pentru că am plecat din 2013. Dar vă țineți cât a costat investiția asta? Nu cred, n-a costat mult, este o suprafață cu 7 straturi de rășină specială, se numește Truflex, suprafața este venită din Germania și Italia, o suprafață care este destul de rezistentă. Nedelcul pregătește acum pentru câteva zile pe Andrei Voican pe terenul stricat de la Polivalentă. Puștiul se pregătește pentru selecția națională rezervată jucătorilor de 13 ani. Eu îmi fac datoria acum de antrenor împreună cu Andrei. Sunt bucuros că am găsit posibilitatea de a face, chiar dacă nu este optimal, dar pentru mine este un lucru bun că pot să fac acest antrenament.